Cine nu e gata, îl iau cu ciocolata! La bunătățile copilăriei! Cu ciocolată plus alune, căpșuni, Oreo, biscuiți, banane, orfinetti. 10, 20, 30, 10 de gogoși calde, cu vanilie, papanaș, cu gem și smântână, gofre mici sau mari. La bunătățile copilăriei! Lângă piața centrală. Femeie încrezătoare, ești frumoasă. Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Îți modelăm apetisant, în pas cu timpul, trupul non-invaziv, reconturat și ferm, în timp record. Criolipoza este numai începutul, jos colăcei. Hai, curaj! Șoferă-ți ca răsfăț suprem o oră de masaj. Pachete și oferte avem destule, te ajutăm să ieși în avantaj și alege deci să fii frumoasă cu make-up, bronz și cu drenaj. Deci frumusețea ta e pentru noi un scop. În plus, pentru bărbați avem și barbershop. Se oglindește până în vârf de unghiulacul. Mistere sfirele de păr. Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Am zis, notează-ți în agenda ta, femeie dragă, la V, Centrul de frumusețe Vis. Jurnal Giurgiuvean, o publicație care te poate scoate din orice situație. Vă așteptăm la redacție în complex Ancora Parter sau pe site-ul jurnalgiurgiuvean.ro. Jurnal Giurgiuvean, un cotidian care creează dependență cititorilor săi. Să discutăm fără perdea despre perdele, draperii, covoare, lenjerii și toate accesoriile ce ne compun decorul vieții. Impune-ți stilul! Caută, măsoară, întreabă și alege din toată gama noastră. Odiseea redecorării nu are început, nu are sfârșit. AIDA, opere complete în pliuri, culori, texturi și gusturi rafinate. Pe strada Gării, numărul 73. Un magazin deschis tuturor gusturilor. Giugiu la tribună, Camelia Sacheti sunt, ne-am regăsit din nou, repede am schimbat ambientul, am făcut în așa fel încât să fie cât mai adecvat decorul pentru o zi de 8 martie cu flori și cum altfel decât fără femei. Și dacă tot am încercat să vorbim despre femeile din presă în promoul nostru, am adus în atenție trei doamne jurnalist foarte cunoscute. Vedeți cum e chestia asta? Doamna doctor, doamna profesor, doamna jurnalist. Deci tot cumva la genul masculin se raportează. Dar lângă mine este jurnalista Marcela Petcu, de la Realitatea de Giurgiu. Bun găsit! Bine ai venit, Marcela! Și Radio România Actualității. Și Radio România Actualității, corespondent. Cristina Mihaela Rotaru, la fel, doamna jurnalist, dar este jurnalista, pentru că noi așa ne spunem de la Giurgiu pe surse. Bun găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație! Și eu mulțumesc pentru și Mariana Mitroi, Informația de Giurgiu. Bună seara! Bună seara. Și campanii cu mai multe despre care o să vorbim. Siguranță, cu asociații, pentru că sunt și activități conexe. Meseria de jurnalist, am spus așa în promo, că este o provocare, nu doar pentru cine încearcă această meserie de la o vârstă fragedă, ci și pentru cei care doresc să rămână până la sfârșit. Dacă este greu să pleci în această meserie, dacă este uneori poate aproape imposibil sau dacă rămâi cu sufletul acolo undeva, o să încercăm să aflăm astăzi, dar mergem pe firul, hai să o luăm așa, pe firul epic și să mergem cu fiecare personaj în parte și să aflăm povestea, de exemplu, Marcela Petcu, de cât timp e jurnalist și cum ai ajuns să fii jurnalist?
Da, printr-o întâmplare, practic eu mă regăsesc în acest domeniu, îmi doream încă din copilărie să devin jurnalist, chiar le luam interviuri celor din familie, citam presă, chiar dacă la vremea respectivă aveam acces mai puțin sau presa era, eu știu, pe în comunism era altfel, dar pur și simplu mi-am dorit să fiu jurnalist în sensul că mă regăsesc în domeniul ăsta și am prilejul să intru în diverse medii sociale. De exemplu, azi poți să iei interviu dimineață unui ministru să discuți despre evenimente importante, despre chestiuni importante naționale, iar la sfârșitul zilei poți să întâlnești în stradă un cercetător și poate să-ți atragă atenția cu o privire, cu un zâmbet și poate să-ți devină subiect. Cred că asta m-a atras cel mai mult și cred că faptul că trebuie să informăm corect pe oameni și că ajungem în medii unde ei nu au acces, și după aceea să le dezvăluim informații, să publicăm informații la care să aibă și ei acces și să știe acele lucruri din acele medii. Cred că este foarte important să fii un ziarist corect, echidistant, în condițiile în care am trecut în mediul online și avem de a face cu fake news-uri. Cred că este foarte greu să rămâi un ziarist echidistant în ziua de astăzi, dar să publici o informație corectă. Și să faci pe om să se încrede în tine, pentru că încrederea se câștigă greu și se pierde doar odată. Cred că asta e important, să câștigăm încrederea oamenilor, pentru că ei pot deveni subiecte, poți relaționa cu ei și în timp, creând această relație, poți dezvolta foarte multe subiecte. Chiar mă bucur că stăm de vorbă mai ales cu jurnaliste din presa scrisă, pentru că le auzim vorbind mai încet pe Marcela la Radio România Actualități și pe celelalte două, Cristina și Mariana. Pe Mariana ați mai văzut-o pe la noi, pe Cristina am văzut-o în niște interviuri pe site-ul propriu, pentru că dăm din coate și încercăm să ținem pas cu timpurile. Iată, suntem în online, dar până să fim în online ăsta și până să vedem fiecare cu ce se mănâncă, tu cum ai început? Cristina, eu te știu pe tine din liceu, am fost colegi de liceu. Și mi-aduc aminte de tine și de preocupările tale, erai așa pe fashion, pe la-la-la, ceva de genul. Și nu mi-aș fi imaginat vreo clipă, nu știu, de mine, așa că eu și eu prezentam meteo pe la vreo 4 ani pe acasă, dar nu mi-aș fi imaginat că tu atât de pacifistă și de diplomată și de tu-tu-tu și de nu știți cât e de mămoasă și de iubicuță, poate să facă parte din breazla asta dură, unde trebuie să dai și cu pumnul masă la figurat și mai îți faci și dușmanii. Cum ai reușit? Cum a început? Spuneam Marcela puțin mai devreme și o ascultam cu drag. Ne cunoaștem toate de o viață. Da. Că ea atunci când era copil se juca, încerca să ia interviuri. Eu îmi amintesc că în copilărie făceam cam aceleași lucruri. Organizam spectacole în fața blocului, făceam o scenă din covoare, din tot, și îmi plăcea să stau între oameni. În schimb, am ajuns în presă pe la vârsta de 19 ani și toată această pasiune, pentru că la mine este pasiune și dragoste și sunt convinsă că și la voi, nu poți face această meserie dacă nu ai pasiune. Eu datorez prietenului meu de viață, colegului meu, Claudiu Cimpoieru. El m-a găsit în piață, aveam 19 ani și m-a întrebat dacă vreau să prezint o emisiune care se numea atunci Tineretul Giurgiu Vean. Pentru a face presă trebuie să urmezi toți pașii, iar eu sunt îndrăgostită de munca de teren, chiar astăzi am fost plecată în județ, am fost în comuna Topor, în comuna Bulbucata. Mie asta îmi place, munca de teren, să stau între oameni. Dacă nu ai dragoste pentru oameni, dacă nu ești dispus să iei piept cu tot ceea ce ți se întâmplă sau s-ar putea să ți se întâmple, nu ai ce să cauți în presă. Femeia jurnalist o recunoști foarte repede. Dacă într-un grup, la o activitate sau undeva, observi o femeie agitată, care tot timpul încearcă să se aranjeze, ba părul, ba se uită la sacou, ba microfonul, dacă o mai vezi și după un colț cu țigara în mână, în cele mai multe cazuri, să-ți dai seama că acea femeie este jurnalist. Eu așa zic. Da, are pe rupa să fie țigara? Nu neapărat. Eu am dat un exemplu și pentru asta, că... Da, înțeles. Eu am acest viciu, din păcate. Eu te știu pe tine de la Tineretul Giurgiu Vean, lucram la Radio Giurgiu în perioada aceea. Era Radio Giurgiu primul Radio Giurgiu, Radio Giurgiu FM, acela în bandă est, 72,8, da, așa, 72,8 FM, nostalgici știu despre ce vorbesc, și se trăgea în bandă toate acele casetofoane
chinezești ca să asculte Radio Giugiu și în tandem mergea Tehnosat TV, unde erai tu acolo, erai vedeta giugiuvelilor de seama ta și ai venit odată mai șocat, mai și supărat. La un moment dat ai venit, ea avea un păr blond foarte mare așa și bogat, nu știu dacă ți-aduce aminte. Și m-am dus foarte scurt. Da! Și ți-ai sprindea niște agrafe frumoase în păr și erai ceva așa, un flower power cu niște ei, cum știu. Și vine Cristina pe holuri tunsă și zic, ai mă, de ce te-ai tuns? Că eu mi-mi plăcea cum era. Ca, mi-e părul și unghiile cresc, am treabă, n-am timp de păr. Să știi că ăsta este un principiu al meu, părul și unghiile cresc. Da, așa este. Deci, adevărat, da, așa este, da. Da, Mariana Mitroia este o eternă căutătoare de nou, de senzațional, dar și de fapte bune. Ea nu reușește să se hotărască, este, nu știu, poate acea femeie care găsește în aceeași zi trei perechi de pantofi care și are și bani și se zic și eu presupun și bani și timp și culoare și număr, dar e nehotărâtă. Pentru că ea face și acțiuni caritabile, face și presă, se ocupă cu foarte multe lucruri. Dar de unde ai început? Zi-ne povestea de la început. Este o poveste și frumoasă și în același timp complicată, fiindcă aveam doar 22 de ani, voiam să lucrez undeva, a fost o provocare, am pășit pentru prima dată la 22 de ani într-un redacție, în redacția Ziarului Cuvântul Liber. Era un săptămânal care apărea în fiecare joi, apărea în formă scrisă, fiindcă colegele mele spuneau mai devreme că de-a lungul anilor s-a transformat și mass media, totul apare în online. Însă, la vremea aceea era nevoie și de oameni, reporteri de teren, era nevoie și de secretariat, de redacție, era nevoie și de fotoreporter, fotografiile se făceau în camerele acelea speciale, reportofoane existau acelea cu bandă și cu... Se agăța banda? Mașina de scris, nu era laptopul, am așa și acea etapă cu mașina de scris. Adică am început așa încet, încet și nu era ca acum să găsești o informații despre o instituție, despre o persoană, dai un simplu search pe Google și găsești tot ce dorești. Atunci, la vremea respectivă, trebuia să mergi la bibliotecă, trebuia să te informezi, trebuia să discuți cu redactorul șef sau cu... Și a fost o provocare. Timp de 6 luni a fost un simplu reporter de teren, a fost pentru mine ceva super. Spunea Marcela că dimineața discutam cu un ministru sau cu un secretar de stat, iar după amiază cu un om simplu de... sau cu un copil, însă la 22 de ani, la 6 luni, domnul Gaghi, că dumnealui a fost cel care m-a descoperit, a hotărât să fiu redactorul șef al acelei redacții. Era o misiune grea, fiindcă eram foarte tânără, abia pășisem în jurnalism și totuși, cu toate acestea, am reușit să fac față tuturor provocărilor. Nu am dezamăgit pe nimeni, am încercat în toți acești 25 de ani de presă să încerc să fiu echilibrată, echidistantă, să relatez acele subiecte, acele știri, chiar dacă pe unii deranjau și au fost suficiente situații în care au deranjat. Mi-amintesc că eram foarte tânără și m-a dat în judecată un domn deputat, după aceea, mă rog, au fost multe etape, însă nu mai țin minte. În orice caz am depășit cu bine toate acele momente, fiindcă am mutat într-o redacție. Eram până seara târziu la tipografie, lângă linotip, să faci corectură, adică am parcurs toate acele etape. Acum este simplu, stai în fața calculatorului, laptopului, pe telefon chiar, în ultima perioadă. Cei care, dacă nu ai telefonul pe silent, nu te lasă liniștit sub nicio formă. Bing, 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 apare informația acolo de la Marcela Petcu, semnează. Acum... Ce este? Este o prelungire din ceea ce știm noi de la Trustul de Presă, Realitatea a devenit Realitatea Plus, da. Cu informații de impact local. Cum vezi acest concept și cum l-ai descrie, conceptul de Realitatea de Giugiu? De fapt, nu este online. Un concept, este un ziar local al grupului Realitatea Plus. S-au gândit să facă în fiecare județ un astfel de ziar online. Eu reprezint 4 județe, de fapt, nu doar Realitatea de Giugiu, Realitatea de Prahova, Realitatea de Dâmbovița și de Lvov. E ușor acum că primești comunicate și... Da, primesc comunicate de la mai multe instituții. Încerc să mă descurc, sunt și mamă din fericire. Și încerc să mă descurc și să aflu informațiile în timp util, pentru că e important să le furnizez informațiile oamenilor în timp util, să afli despre anumite evenimente, despre accidente, despre lucruri care se petrec în
orașul lor și să informez la timp. Și sper că nu îi deranjez foarte mult, poate și la prima ora dimineții. Cine nu vrea, își pune pe sală, da, exact da, cum am spus. Da, posibil. Da, cred că este foarte important să ai să relaționezi în modul ăsta cu oamenii. Adică unii îți pot da blog, alții te pot citi, dar până la urmă este important să-ți formezi un grup care să te citească, care să te urmărească. Și da, pentru că, de fapt, acum unde livrăm noi această informație sunt grupurile, marile grupuri de socializare. De socializare și informații, sunt cititorii noștri până la urmă. Și până la urmă, cam asta este rostogolirea informației, pentru că este cel mai interactiv mediul ăsta online. Și cum s-a ajuns aici? Cum a ajuns să fie Giurgiu pe Surse, un ziar online citit? Și de ce Giurgiu pe Surse? Care este conceptul pe care se bazează Giurgiu pe Surse? Giurgiu pe Surse a fost construit de mine și Claudiu. Noi suntem cei care am muncit foarte mult și mi-aduc aminte că denumirea, botezul, eu i l-am făcut, Giurgiu pe Surse, pentru că atunci și acum aveam foarte multe informații. Și voi știți că sursele trebuie întotdeauna să fie credibile, dar există și surse care cer să rămână anonime. Și atunci, și gândind la această categorie de surse, și mă refer la persoane care spuneau, eu îți spun lucrul ăsta, dar te rog, vreau să fiu anonim. Bine, mi-l spui, eu te păstrez, dar dacă, Doamne ferește, ajung în instanță, atunci nu am ce să fac, nu pot să mai spun, domne, nu știu sursa. Și așa a luat naștere Giurgiu pe Surse. Toată munca de acolo, cred că 5 ani are acest site, este a mea și a lui Claudiu. Eu am și un alt loc de muncă, cum de altfel și voi cred că aveți, pentru că aș vrea să le spun prietenilor tăi, prietenilor noștri, că jurnaliștii nu sunt oameni bogați. Și pentru a se întreține, întotdeauna au nevoie de un job sau chiar două în plus. Așa cum am spus la răspunsul de mai devreme, pentru mine presa înseamnă dragoste. Deci iubire, pasiune. Întotdeauna am avut un loc de muncă stabil în afara acestei pasiuni. Dar mie îmi place foarte mult să stau între oameni. Așa cum cred că și vouă vă place la fel. Mi-aduc aminte că făceam o emisiune cu Mariana, dezbatem împreună. Mariana este o persoană foarte echilibrată, eu mai agitată, că așa sunt construită. Și noi am făcut acea emisiune timp de 3 ani, neplătite, fără niciun ban. Uneori nu aveam nici cu ce ne îmbrăca. Mi-amintesc perfect. Nu este absolut nicio rușine și ne schimbam la îmbrăcăminte și spuneam, uite, am rochița asta, cred că și voi ați trecut prin astfel de etape, să munciți voluntar, să facem imagine unora care, din păcate, la un moment dat, uită de unde au plecat. Da, știu chestia asta și mi s-a întâmplat și mie. Tot 3 ani de zile fără nimic, un ziar să-l ții ca să-l faci. Da. Vedeți, cred că toți vor o presă de calitate, o presă bună, dar publicul ar trebui să se gândească că presa asta trebuie și finanțată la un moment dat și este greu să rămâi totuși un jurnalist independent în această situație, pentru că până la urmă trebuie să te finanțeze cineva, un grup, un, eu știu, poate un partid, poate între timp unii dintre colegi au devenit mai mult activiști decât jurnaliști, da? Poate este o linie... trebuie să tragem linie între asta. Mă bucur mult că ai pus subiectul acesta pentru că este un subiect delicat și nu vorbim după perdea. Toată lumea știe că jurnaliștii, mai ales în presa locală, nu vai ce se întâmplă în presa locală și în presa națională, știm că se întâmplă. Presa are foarte multă interactivitate cu politicul. În campaniile electorale mi se pare cel mai ușor. Pentru că acolo ai contractele, ești plătit, pui acel electoral, semn electoral și poți să-i dai pe toți. Tu fiind la rândul tău cel care alege și nu e o problemă, dar poți să fii un pic acolo subiectiv tu cu tine însăți. Încercând să fii cât mai obiectiv cu cititorii pentru respectul pe care îl vrei, îl dorești de la cititorul tău. A reprezentat vreo provocare, vreo dezamăgire, Mariana, în sensul ăsta? Ai avut vreo o experiență de pe care ai putea să ne împărtășești, din care noi să ne dăm seama, fără să facem speculații, cum sunt jurnaliștii ăștia din presa locală? Nu neapărat femei. Cam cum sunt ei în presa locală, așa? Adică cum se descurcă ei? Că sunt oameni care zic că, uite, chiar am primit de la
Mirel Tache, la mulți ani doamnelor, Violeta Păun, la mulți ani doamnelor. Mulțumim. Mirel Tache, la fel, Violeta Păun. Și o să deschid să văd, să le văd pe toate. Pentru că sunt oameni care apreciază, dar sunt și oameni care sunt mai cârcotași, cum le spunem noi. Care a reprezentat cea mai mare provocare, ca să controlezi bine întrebarea, în sensul ăsta, vis-a-vis de factorul politic? Nu pot să... Acum chiar nu mă gândesc la ceva ce... Adică, un moment de cumpără, ceva, fără să dai exemplu, pur și simplu. Nu știu dacă a existat un moment de cumpără, însă eu pot spune că de-a lungul anilor am avut perioade în care, de exemplu, când eram la Cuvântul Liber, aveam contracte multe, foarte multe, cu partele politice. Într-adevăr, erau foarte puține la momentul respectiv, însă întotdeauna încercam și am încercat să relatăm în paginile site-ului, în paginile ziarului, că atunci era un ziar pe hârtie, în format de hârtie, fiecare partid să-și aibă, având în vedere că și cititorii erau, unii erau pro-PSD, alții pro-PNL sau, mă rog, alte partide politice, am încercat să le oferim informații din toate părțile. Însă, în ultima perioadă, ce am constatat eu, deja la partidele politice, conferințele de presă se fac doar pe invitând pe acele persoane care nu sunt incomode și care relatează foarte frumos despre activitatea lor, în ceea ce nu cred că ar trebui să întâmple. Înainte nu conta, mi-amintesc că era PD la vremea respectivă, mă gândesc la 96, 2000, 2004, când depinde și foarte mult de lider, liderul partidului. Era un domnul deputat, Radu Alexandru, și acel domn invita toată presa, încerca să înțeleagă pe toți, indiferent de orientările fiecăruia. Cred că politicul ar trebui să influențeze mai puțin domeniul acesta mass media. Eu încerc pe cât posibil să relatez cât mai obiectiv, însă îmi place foarte tare atunci când vorbesc despre școală, despre educație, pentru că în ultima perioadă educația, sănătatea sunt cele mai importante. Dar vezi că pot să intervin? Da, chiar mi-a dorit să mai degrabă să vorbiți între voi și o să vă spun. Da, colegii noștri, unii dintre colegii noștri au devenit pătimași. A trebuit să tragă o linie, să nu îngroașe foarte mult linia asta, să fie o linie de demarcație. Practic, dacă vor să fie activiști, să fie activiști și nu jurnaliști, nu mai ești credibil atunci pentru public când ești atât de pătimaș într-o astfel de situație. Și cred că ar trebui să fie un pic mai obiectiv, nu atât de subiectiv și nu trebuie să pună atâta patimă, pentru că până la urmă ei se implică într-o campanie electorală care nu e a lor, pot fi, eu știu, de partea unui partid la un moment dat, se pot poziționa de partea unui alt partid la un moment dat, dar nu mai ești credibil în situația asta. Deci trebuie să, totuși să pună o linie de marcație, să fie mai puțin pătimași, să fie un pic obiectiv, nu știu, să fie altfel. Nu echidistanți, că echidistanți nu pot fi. Dar asta nu mai este jurnalism. Marcela, presa nu mai este liberă de mult. Hai să nu ne mai mințim. Presa nu mai este liberă. Presa în general nu mai este liberă. Deci nu avem cum. Un ziar, un site, o televiziune nu poate supraviețui dacă nu este finanțată. Economia este la pământ. Toate firmele care încă mai fac bani au contracte cu statul. Noi suntem obligați să intrăm sau să facem compromisuri pentru a putea rezista. Nu, dar unii fac prea mult. Unii fac prea mult, un suflet. Ai văzut că se întâmplă, de multe ori ne ceartă cititorii noștri și spun voi, că ați luat bani, că ați făcut oameni buni. Și ziarul este o firmă. Noi plătim, suntem în regulă, nu te poți finanța și fiecare dintre noi avem prietenii. Adică am ajuns și noi la o vârstă, la 40 ceva de ani, când unii din politică ne-au fost colegi. Dar asta nu înseamnă că dacă tu ai făcut o nenorocire, tu, X, tu, Mina, tu, Beanu sau tu ai făcut, nu te dau la televizor. Poate dau, indiferent de consecințe. Și toți trebuie, hai să recunoaștem. Presa nu e liberă, nu ți s-a întâmplat să aveți materiale și să nu le puteți da? Nu știu dacă vorbim de patimă, pentru că eu știu ce vorbesc tu și cred că știe și Cami și știe și Mariana. Așa este, la un moment dat... Jurnalist, nu? Adică cât de cât să mai fii, cât de cât să abordezi și alte subiecte. Nu, și să ai o paletă diversă, social, economic, dar, politic. Dar gândește-te și la oameni. Am lărgit atât de tare și îmi doresc ca în continuare în redacția noastră să lărgim atât de tare orizontul încât să nu mai fie... aproape deloc. Nu vreau să cad în
latura aceea ipocrită în care să spun că eu nu am preferințe sau nu văd, nu am impresie, n-aș avea cum să nu am și eu un punct de vedere în primul rând, pentru că trebuie să ai un punct de vedere vis-a-vis de ceea ce se întâmplă cu subiectul X sau despre, dacă urmărim filmul, nu știu, al unui personaj politic la fel, dar am lăsat și să treacă foarte multe, am încercat să-mi las să treacă foarte mult. Și de acolo de unde nu se credea că s-ar putea și aștept oameni, chiar inclusiv din politică, să ne treacă pragul și să vadă că se poate și că dacă ai verbul la tine, că dacă ești acoperit ca și personaj, ca personaj politic, cu tot ceea ce însemni tu, cu background, cu activitățile tale, cu răspunsurile la întrebări, cu sinceritate și, în primul rând, cu factorul de comunicare pe care poți să-l suporti și pe care poți să-l susții, e tot ok. Eu cred că se poate întâmpla lucrul ăsta, ori sunt eu mai visătoare. Am văzut ceea ce spui tu, Cristina. Și știu, am lucrat la o televiziune unde era bătaie cu o casetă, da, într-adevăr, cu o filmare care trebuia la un moment dat să ajungă la Antena 3 și n-a ajuns. Și mi-aduc aminte și situația, și telefoanele, și tot. Deci nu putem să spunem, ai dreptate. Într-adevăr, nu căutăm să oferim noi răspunsurile. Fetelor, noi trăim într-o comunitate mică și cred că cei de acasă știu lucrul ăsta. Cea mai mare problemă a unui jurnalist din presa locală este atunci când se compromite în prietenii. Pentru că dacă te-ai împrietenit cu unul dintre ei, dacă scrii de X, vine Z și îți spune, eu am trăit lucrurile astea, sunt convinsă că și voi. Și te roagă, știi, te rog, scoate materialul ăla. Eu sunt ca mamă, ca femeie, pentru că tot este ziua femeii, gândesc altfel. Cu Claudiu nu este același lucru. Adică tu, Camelia, ai putea să scrii ceva rău despre Kiss FM vreodată? Iubesc orice radio la care am lucrat. Tu, Marcel, ai putea să spui o dată corespondent despre Europa la Florian? Da, nu i-am făcut campanie. Nu, vreau să spun, eu n-aș putea niciodată să scriu ceva. N-am fost pătimașă. Nu, dar nu putem să scriem despre oameni. Despre ceea ce face iubit, da, înțeles. Nu, dar colegii noștri au devenit dușmani din cauza de genul ăsta. Da, este altfel, sunt două subiecte distincte. Asta vorbeam. Cred că ar trebui să fim noi mai uniți. Eu trebuie să recunosc lucrul ăsta. Am simțit așa în ultima perioadă o răutate creată între noi toți. Am pus-o pe seama pandemiei. Eu am încercat să fiu sinceră, să fiu aproape de colegii mei și voi știți lucrul ăsta, dar probabil că aceasta și nu disperarea de informații. Atenție! Că informația ți-o poți căpăta imediat, ai mers pe stradă, te-ai împiedicat, îți faci un articol și spui că ești prost, că te-ai împiedicat de piatră, știi? Nu există zi fără știri. Informații găsim. Te împiedici de ea, e la tot pasul. Problema este alta, o știm cu toții care este problema, unii într-adevăr au depășit această limită, așa cum spunea Marcela, dar eu cred foarte mult în această zicală, este loc sub soare pentru toată lumea. Da, și aici intervine tema emisiunii noastre și... gândul cu care ne-am adunat aici ca un buchet de flori, aș vrea să fie. Poate venim mai da. Eu sunt limba soacrei. Așa. Adică aici intervine rolul femei, care este și mamă, și soție, și iubită, mă rog, și, nu știu, foarte fică, dar mai multe. Și trebuie să facă de la, nu știu... să aibă grijă de manicură până la să facă o ciorbă bună sau să împace sufletul unui copil să știe ce să-i spună și să aibă, să dea încredere bărbatului de lângă ea că este acolo și să se asigure de lucrul ăsta, cu toate că nu între timp apare o știre, eu știu ce și te mănâncă degetele, dar faptul ăsta împăciuitor, diplomația asta pe care o are o femeie, ne ajută pe noi, femeile, în jurnalism? La voi cum e? Nu știu dacă e la fel la toată lumea. Eu cred că femeile sunt foarte puternice, adică își pot îndeplini cu succes și rolul de mamă, și rolul de jurnalist, și deci rolul te întreb, de iubită. Și jurnalist nu poți să fii de la 8 la 4. Da, tot timpul, pentru că presupune foarte, îți ia foarte mult timp, adică acum vine o informație dintr-un domeniu, acum dintr-un alt domeniu,
Pentru mine e o nebunie, mai ales de când lucrez la, am 4 județe în responsabilitate, e foarte grea, am un copil mic acasă de 1 an și jumătate și lucrez la foc automat, nu știu când... Doi copii are, Marcela, de fapt, doi, da. Una mare și foarte frumoasă și asta mică. Mulțumesc, care vreau să-i dat de cap. Niște copii foarte frumoși. Dar de asta noi cred că avem foarte multă putere și, nu știu, chiar dacă uneori ne e foarte greu, dar luptăm și reușim să le facem pe toate, cred, până la final. Reușim să fim și mame, să facem și o ciorbă sau poate și un alt fel de mâncare. Sau ai adus ceva din rolul tău de femeie, de acasă, din inima ta de femeie în redacție sau pur și simplu sunt două la tine, în cazul tău, două entități distincte, acolo ești altfel? Nu, am adus și în redacție pentru că mie îmi plac foarte mult interviurile, 80-90% dintre interviuri sunt făcute de mine și atunci când merg să iau interviu unei persoane, unui copil, nu știu, odată am găsit o femeie care mătura pe stradă, am avut reportajul de curând și am zis, Claudiu, dă-mi voie să iau un interviu și a zis, păi eu întreabă, durează 10 minute, mă duc, privesc omul din fața mea ca o mamă. Mă gândesc că și femeia din fața mea sau bărbatul din fața mea este părinte. Empatizez cu ei. Vorbesc întâi despre familie până cunosc personajul, subiectul. Da, întotdeauna am adus și de acasă. Da. Dar niciodată n-aș vrea să duc acasă din redacție. Dar din păcate duc. Cristiana Cris, dacă vă spune ceva. Colega noastră, o salutăm pe Cristina. Ne pupăm, ne urează... Că ne spune că ne iubește, mă, și ne dorește. Este un om foarte iubitor. M-am întâlnit cu ea și ieri. Mi-a recomandat niște flori, zice că e ghid prin Kaufland, că nu le găseam eu. Deci o inimă mare și deschisă întotdeauna, oricând. Mulțumim pentru intervenție. Ne face bine faptul că ești alături cu inima de noi și că ne urmărești. Dumitru Constantin, la mulți ani, doamnelor. Mulțumim, domnule primar. Echipa Țărano, la mulți ani, doamnelor. Cristina Elena, la mulți ani, doamnelor. Sunt foarte multe urări de la mulți ani, mi se pare firesc. Și noi mulțumim tuturor, doamnelor, să și fie sănătoase. Și vrem să le urăm tuturor și din acele medii sociale, eu știu, acelor mame care cărora nu le calcă nimeni pragul astăzi, acelor femei singure care își cresc singure copii, aproape când dau lacrimile, poate acelor copii, de exemplu, astăzi eu mă mormântez o vecină și mi-e foarte greu, copilul acela nu mă să mai aibă mamă, este o martie, tuturor acelor mame care nu au posibilitatea sau nimeni nu le oferă astăzi o floare, un cadou. Este foarte greu să vorbesc pentru că am intrat în diferite medii sociale, am văzut diferite situații, iar pandemia asta, vă rog să mă credeți, cred că a afectat foarte multe femei, în sensul că foarte multe femei nu mai au locuri de muncă, nu mai au cu ce să-și întrețină copiii, nu mai au ce să le pună pe masă. Cred că, nu știu, la nivelul politicului trebuie găsită de, nu știu, trebuie făcută o statistică până la urmă și la nivel județean trebuie să vedem cum stăm din punctul ăsta de vedere. Pentru că multe poate nu au îndrăzneala să spună lucrurile astea și pe această cale le invit să ne spună cu ce probleme se confruntă. Pentru că poate prin prisma meseriei noastre le putem ajuta sub o formă sau alta. Stai așa, că stai subiect. Stai așa. Da. Deci tu îți dorești, ca jurnalist, să tragi un semnal de alarmă asupra categoriei de femei defavorizate. Și să vedem ce facem în sensul ăsta, da. Trebuie să ne gândim și să punem exact pe masă. Nu chiar, nu, la modul... nu știu care au devenit defavorizate pentru că pandemia a afectat foarte multe femei și din diferite medii. Sunt femei care au rămas fără locuri de muncă și nu se gândeau la lucrul ăsta. Și tocmai de asta, cred că este o zi, un 9 martie, așa, totuși mai trist, am observat. Vedeți că nu se mai țin, nu mai sunt petreceri private, nu știu, parcă lumea a devenit altfel, parcă ne-am schimbat, parcă nu mai empatizăm cu ceilalți și cred că ar trebui să facem ceva și pentru că e ziua femeii, cred că le-aș invita pe femeile care au probleme să ne scrie de fiecare dată, poate le putem ajuta sub o formă sau alta, poate putem face demersuri la autorități, putem găsi o soluție pentru ele. Da, de multe ori suntem capăt de linie pentru foarte mult și noi avem o doamnă care zilele astea ne tot cere explicații pe o problemă cu o factură la Telecom, i-a mai explicat și o să mai explicăm și mâine la Breaking News, tot așa, dar știu că și voi aveți cazurile voastre de care vă ocupați. Mariana, tu ai rămas datoare cu răspunsul. Tu cum te împarți
cu menirea ta ca femeie și menirea ta ca jurnalist? Duci ceva acolo sau e totul altfel la tine? Nu știu, Cristina, prefer să aduc de acasă către redacție sau către oamenii cu care empatizez sau cu care aș vrea să colaborez sau să discut într-o zi, decât să iau de acasă. Dar nu poți să te desparți de ceea ce faci ziua și seara. De multe ori, când ajung acasă, mă gândesc la ceea ce s-a întâmplat în acea zi. Eu am și aceste activități sociale. Chiar astăzi am primit pe WhatsApp foarte multe felicitări de la copii pe care i-am ajutat. Mi-a trimis o prietena mea, o fetiță de mai 12 ani, care mai are încă 3 frați, sunt 4 frați crescuți de mamă singură, pe care i-am ajutat de fiecare dată, și mi-a trimis o inimioară mare și te iubesc, și este foarte emoționant. Când era copilul meu mic, îmi amintesc că era destul de gelos când mă duceam, mă luam cu mine la diverse activități, și când erau activități sociale, unii dintre copii veneau la mine, îmi ziceau mami sau și așa, uita, dar de ce zic ei mami ție? Acum înțelege, acum merge alături de mine la activități, la campanii, mă ajută, este practic unul dintre oamenii pe care mă pot baza de fiecare dată la activitățile mele. Și da, într-adevăr, în același dreptate, în tot acest an totul s-a transformat, totul s-a schimbat, nimic mai este ca înainte. Și asta o spun cu toții. Însă am observat astăzi că s-au vândut foarte multe flori. S-au cumpărat foarte multe flori, ceea ce înseamnă că giurgiuvenii sunt oameni sensibili și oameni care vor totuși să le ofere persoanelor dragi, fie că vorbim de mamă, soție, fiică, iubită, le oferă flori, și asta înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Sperăm ca toate aceste, să ne amintim cu nostalgie, nu, cu plăcere. Să ne amintim de aceste momente peste câțiva ani și să ne fie totuși bine în același timp. Adică să ne amintim ca și când au trecut și nu sper ca să depășim, nu știu, cât mai repede și cât mai bine. Colegul nostru de breaslă, Mirel Voine, la mulți ani doamnelor, la mulți ani tuturor femeilor. Mulțumim, Mirel. Gabriel Marius, la mulți ani, la fel, ne urează. Mulțumim. Spunea Cristina că nu se poate numai din jurnalism. Jurnalismul întotdeauna te face să spui, dacă faci doar asta și mai ales la nivel local, cu interesele despre care am discutat, cu tot felul de probleme, de aspectele acestea legate de conjuncturi politice, că la un moment dat poți să spui și basta. Ați putea vreodată dintre voi, adică v-ați gândit vreodată să renunțați la jurnalism? Eu fost un moment? Eu nu niciodată. Din potrivă, am zis că indiferent ce am să fac de acum înainte, nu pot să... Adică e ca un microb, ca atunci când bea apă din Dunăre și rămâi la Giurgiu. Cam așa este și jurnalismul. Nu cred că aș putea să trăiesc fără să scriu ceva într-o zi sau să... Vă spun de ce am zâmbit, că toate v-ați uitat la mine. Mi-am amintit un episod când eu și cu Marcela lucram la Valahia TV. Ți-mi amintești, Marcela? Când nu am luat noi salariul și am plecat la mine acasă și am stat amândouă după amiază întreagă. Pentru că fetelor, în acea perioadă, televiziunea Valahia, sau Diva îi spunea, ea aparținea fostului primar Lucian Iliescu, în colaborare cu domnul Bealcu. Salariul minim pe economie era 700 de lei și noi luam 400 de lei odată la 3 sau la 4 luni. Și atunci ea și trăiește din presă. Marcela, este așa, îți amintești? Erau vremuri foarte grele atunci. Da, ați auzit ce v-a spus Cristina, da, celor care și sunteți scârcătași? Numai că asta făceam presă din pasiune, asta înseamnă. Și noi ne-am dus la mine acasă amândouă, ne-am urcat în mijlocul patului, am plâns, am vorbit, am povestit și ce o să facem, ce o să renunțăm. Uite că am ajuns, ne apropiem de a treia tinerețe și nu am renunțat, pentru că nu poți. Mariana spunea, e microb. Da, domne, e microb. Deci îți place să fii acolo, să alergi cu microfonul, să te duci, câteodată îi privești în ochi și știi totul despre ei, dar din rușine și pentru că ai un bob de credință, taci. Da, ei știu lucrurile. Există foarte multă tăcere și momente în care trebuie să nu trebuie să taci, să lași pe celălalt să vorbească, să știi să asculți, care este altceva decât să taci. Și apropo de acest aspect, Marcela, care a fost cea mare provocare? Vai ce mi-a povestit Cristina, deci deja a fost un răspuns 2-1, știi? Cea mai mare provocare, momentul în care
ai fost cel mai emoționată, cel mai aproape de, de lacrimi, de bucurie sau de tristețe în meseria asta? Da, m-a emoționat foarte mult un moment și mi-a rămas întipărit în memorie în momentul în care am vizitat, la momentul respectiv era o asociație care se ocupa de mamele și copiii victime ale violenței în familie, acum este centrul de la Slobozia, dar la vremea respectivă stăteau într-o căsuță. Am mers acolo să fac un reportaj, am văzut copii desculți, copii aproape în zdrențe, m-au emoționat, mi-am scos ultimii bani din buzunar și am promis în momentul ăla că o să fac o campanie și am să-i ajut din tot sufletul. Am intervenit la autorități și am reușit. Primarul de jur, au fost mai mulți care au răspuns acestei campanii, dar pur și simplu în momentul când mergi în astfel de medii, cred că ți plânge sufletul, pentru că fiind femeie și văzând cum trăiesc alții și cum, în ce situație ajung, deși ești jurnalist și încerci să-ți faci și meseria în același timp, nu are cum să nu te impresioneze asta. Cred că a fost cel mai impresionant moment al meu. Să nu mai punem la socoteală momentele când am mers la familii care nu aveau ce să pună pe masă, defavorizate, cu copii care erau desculți sau... Apropo de situația asta, am văzut chiar de curând o fotografie de undeva de la Suceni cu un astfel de copil în miezul iernii, tot așa de sculț. Am încercat să aflăm cine este. Un caz despre care noi două am discutat și l-am întrebat pe primarul de acolo, pe domnul Constantin Spălatu, și mi-a spus că acei copii nu sunt din Răsuceni, dar eu am informația că acei copii sunt din Satul Nou, un sat lângă Răsuceni. Dar probabil că vom ajunge și acolo și vom vedea. Vorbim de o familie numeroasă, din păcate, da, dezorganizată. Dar în momentul în care un edil spune așa, trebuie să se gândească, să se ia mult mai diplomat problema, zic. Nu, cred că nu l-a ajutat fotografia foarte mult. Trebuie să spună, nu sunt de la mine, dar fac ceva, îl sun pe primarul de acolo. Nu este adevărat. Are un sat acolo, Coreea, cred că știe toată satul lumea. Satul Nou, Coreea, unde oamenii sunt foarte săraci, adică trăiesc la limita subzistenței. Deci nu poate spune că nu sunt de acolo, nu poate nega lucrul ăsta. Dacă nu sunt dacă copilul ăla nu e acolo, nu înseamnă că nu sunt alții. Da, când intri în Satul Nou, undeva pe partea dreaptă, este o casă fără gard, cu foarte mulți copii mici, care... Ce exact cum spune da, și Marcela, nici nu poți privi. Sunt cele în care foarte mulți cititori, ascultători, telespectatori își pun ultima speranță. Și știm situații de genul acesta. Marcela vorbea de faptul că sunt unii jurnaliști prea pătimași. Poate și în presa locală și internațională. Ne vorbea Cristina de faptul că nu asta, ci factorul... acela de conjunctural, politic, facturile, viața de zi cu zi, greutățile cu care se descurcă și v-aș fi dat exemplu, acela cu salariul și cu... Da, colegele mele pot confirma și e Marian Butan, Viorele Nachi, colegi care erau cu noi în acea perioadă, adică sunt lucruri pe care le-am trăit cu toții. Era salariul 700 de lei și noi luam 400. Eu chiar te cred că și eu vin din Breaz și am așteptat și eu salariul. Tai timp despre ce vorbim. Dar aici sunt eu, iată, în rolul de moderator și aș vrea să... Deja aș vrea să vă las pe voi să discutați mai mult, dar apropo de chestia asta, de echilibru, cum îl regăsim, cum îți regăsești echilibru să poți să mergi mai departe, să faci știrea corect, așa cum știi că există, trebuie să meargă pe niște rigori. Da, cine, ce, unde, când, cum, unde? Da, ce trebuie să facem noi acolo? Cum? Și mai bași și câte o șopârlă în unele castre, așa, pe lângă ai cine, ce, când, cum. E pe surse. E pe surse. Da, e ok, dar nu mai... Nu este greu să găsești echilibru atâta timp cât vrei ca acestul tău să fie satisfăcut de ceea ce îi oferi. Însă, da, într-adevăr, nu e... Eu cel puțin pot spune că sunt un om echilibrat și nu prea am avut jupân nici ca în presa locală. Jupân nici nu trebuie să simtă un jurnalism ideea de jupân. Doar să se facă mai făcut. Deci ar trebui să aibă confortul acela că este plătit, că are revisalul ăla, sau mă rog, carte de muncă cum era odată la zi, că are măcar un minim pe economie și că și el poate să dea din coate după aceea, cum spunea Cristina, și să trăiască și el decent cu familia, da? Nu trebuie să fie o povară pentru soț sau soție pentru că are el acea pasiune.
Și, adică, cum ar trebui să fie și după aceea să-l judecăm pe jurnalist și să aibă și senzația că, măcar, senzația, Doamne, cei care se ocupă cu... Spuneam că jucăm în sensul că nici domnul Găighe cât era de dur și nu reușea, adică nu a reușit, totdeauna spunea să spui adevărul, niciodată nu mi-a sugerat să fac un reportaj, din potrivă spunea, ai libertatea să scrii despre ce vrei, despre ce dorești, mergi pe stradă, vezi că am florit Caisul, vezi că am florit Cireșul, adică nu, nu a existat cenzură. Nu a existat nici cenzură și nici să îți impună să scrii despre ceva sau să intervină asupra articolelor, ceea ce... N-a fost întotdeauna presa, așa, ți-amintești și de Giurgiu Express, Giurgiu Express, exact, la un moment dat... Deci îmi place că trecem în revistă așa foarte multe ziare și... Da, în momentul în care a zis Giurgiu Express, m-am gândit la Raluca, colega noastră, Dumnezeu să o odihnească, Raluca Ciobanu, pe care am pierdut-o anul trecut. În momentul în care a spus Giurgiu Express, la asta m-am gândit. Pentru că este Ziua Femeii și pentru că ea a fost un coleg deosebit și pentru că a fost un om minunat. Vă amintiți, o fată foarte cu minte. Mariana, tu ai lucrat cu Raluca. Și din păcate, noi n-am putut să fim alături de ea pe ultimul drum, pentru că ea era la Mangalia, acolo unde se căsătorise. Și plecase din presă, era manager la un hotel în Mangalia și noi am fost aici. Dumnezeu să o odihnească. Și aș vrea să vă spun de anumite provocări din presa locală și de situații așa delicate. Când lucram la Giurgiu Express împreună cu Liliana Nicolae, uneori ne redactam, mergeam într-un anumit... Atunci era un fel de restaurant, nu știu dacă vă amintiți, acolo pe colț vis-a-vis de primărie, luam masa acolo și le redactam acolo, pentru că era foarte frig la noi în redacție. Era foarte frig și nu puteam să scriem de frig. Atunci se redactau de mână, ulterior mergeau la tipografie, nu existau, deci presa nu trecuse la online, deci lucram în niște condiții absurde, ce să zic, după ce făceam teren și tremuram și de frig pe teren. Mergeam pe jos când eram la redacție, aduți aminte, Camelia, plecam pe jos cu camerele după noi, am plecat la toporul cu trenul, am rămas în gara, pe vremea când circulau trenurile, nu așa, oricum. Adică atunci făceai munca de teren pe jos, te duceai până în port, te întorceai, aveam o Dacia Nova, fetelor, dacă vă amintiți. Dar făceai de cu seară, îți făcea așa obiectele. Da, îi punea Marian Butan, că era șofer și era și operator, îi punea pe interior un băț ca să rămână ușile închise și la semafor ni s-a oprit mașina, la semafor și în spatele nostru erau cei de la Cârcotaș. Un alt Cârcotaș, un domn tare drag mie, Rotaru Dan se numește, ne urează la mulți ani și ne spune că ar trebui să vorbim și de viața de sos de jurnalist. Cârcotaș, nu? Da. Dânsul? Nu e niciun meci de fotbal de se uită soțul meu la noi, sigur. Nu, sigur. Te salutăm, Dan. Voia să te vadă. Îți mulțumim că reziști în continuare, pentru că nu e ușor. Iar doamna Gigica Pieptănaru ne spune la mulți ani, nu știu dacă pot să spun că sunt colegă cu voi, am mers la mai mult pe partea culturală, sunt fondatoarea unei reviste de cultură pe suport de hârtie particulară și independentă. Pe doamna Petcu o invit când are timp să treacă pe la sediul redacției, cum detaliați și pe dumneavoastră. Cum de altfel și pe dumneavoastră, nu am văzut niciun coleg să aprecieze munca colectivului Clubului Artelor, revistă mai cunoscută în țară decât în oraș. O, ia să ne aducem și noi un număr și vinerea să ne ocupăm. Am fost la cărților, deci o pupăm pe doamna și... Vă salutăm și am fost chiar un spirit deosebit. Iată, este un semn că trebuie neapărat să apelez la ochelari. Și trece vremea asta, nu mă gândeam. Păi avem în geantă toate, deci nu, nu știu Marcela dacă nu, e. Nu folosesc, da. Da, vedeți, iată, este un alt tribut adus online-ului, pentru că... Și nu numai online-ului, chiar nu și mai cu, greu. Cu rupe mai literele, ochi. Când lucrezi cu literele, vederea e cea care... Da, genul de repede. Ca limpede și tot restul. Unde tipar? Care este o face copertă undeva într-un capitol din sufletul meu, am mai lucrat cu el la... Radio Giurgiu și Formației Putere, măi, Camelia. Și mai nou povestea că vrei să spui o chestie și să fii, tu să fii atentă, că cel mai adesea poți să faci un articol minunat. Dom'le, cel mai adesea, el cu ochelarii și are un tic așa, greșești în titlu. Și așa și este, la online cel mai adesea, pentru că te fură ochiul, este mult mai obosit de numai ceea ce spunea Mariana cu corectorul, cu capul limpede. Să știi că și atunci când era da, câți oameni eram implicați. Mai mâncam cât un rând, când eram foarte atent la calcul respectiv, când am mai evoluat tehnologia și era cu calc,
Mai uitam să ne uităm foarte atent la fiecare calcul, erau patru calculi la color și uitam să ne uităm fetelor, la Siac, tot din lipsă de bani nu mai există acele redacții, Mariana, acele redacții când erau corectori, reporteri de teren, fotoreporteri. Deci nu, dar nu există, voi și faceți aminte de aceea să știți că atunci dacă mai vedeți că dacă cu șef avea un rol, deci acum au apărut fake news-urile, apropo de rolul redactorului șef, redactorul șef, deci... supraveghea tot ce se întâmpla, tot ce se publica, dar tria toate articolele, deci până la urmă tot ce intra în ziarul de a doua zi, să zicem, deci era triat... Trecea prin filtru, nu ieșea nimic la prima mână. Asta erau redacții, amintiți-vă redacția de aici, de la Informația de Iurgiu Camelia, ți-amintești cu Traian Metaxa, Dumnezeu să-l odinească și pe Traian și pe Gil Mocanu, că vorbim și de ei, Dumnezeu să ierte pe toți, erau oameni. Oameni! Dacă tot vrei să trecem acolo pe, la Pumelică, trecem și pe Adela Gingă. Adelina Gingă, sigur. Pe Cătălin Alexe. Dixi Dândăreanu, domnul Dândăreanu. Sunt oameni care au fost colegii noștri, de la care noi am învățat mai mult sau mai puțin. De la domnul Liviu Popazu, aș vrea să... Domnul Liviu Popazu, da. Dumnezeu să-l odihnească și pe... Asta este. Trebuie să vorbim și despre ei. Pe Mihai Iordan, la fel. Oftam. Din păcate, venim și plecăm. Noi asta nu înțelegem. Ne luptăm, ne certăm, ne dușmănim. Dar cum ziceai tu, Cristina? Măi, cam era tot așa o discuție și trageai tu așa din țigara de care te povesteai. La care nu da, rămâneți. Da, și care e viciul tău suprem și spuneai, da, mă, Camila, vezi tu, povestisei tu mie ceva, povestisei tu mie ceva la primărie cu foc și spuneai, am și eu trei copii, sunt și om, văd și eu de treaba mea, dar chiar așa, dar nu știu ce, și puneai cu patimă cum spui tu lucrurile și da, mă, Camila, dar spun un lucru. Și la un moment dat, Camelia, politicienii vin și pleacă. Noi, jurnaliștii, rămânem și scriem. Urma să spun și lucrul ăsta. Ei vin și pleacă și se mută de la un partid la altul. Dar noi trebuie să știm să mergem mai într-un lucru ăsta. Iar noi, așa cum spuneam, acela chiar deci la deci noi rămânem aceiași. Mă întreb azi. Uite-o cu Maria, ne cunoște. Că după aia niciodată nu am avut divergențe de opinie pe un anumit subiect. Adică... Dar eu nu mai amintesc ca noi vreodată să ne... Câți politicieni așa ne-au trecut nouă prin, eu știu, prin pizca. Oamenii au venit și au plecat. Eu am avut două procese cu fostul primar Nicolae Bar. Am mai văzut și contractul la Senat, ceea ce mi se pare un pic cam prea mult. Ce anume, contracte publicate, că tu ai făcut, nu zic de tine. Da, 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 am înțeles, da, s-au publicat niște contracte. Ceea ce n-au înțeles, cei care au publicat, unii dintre ei, n-au înțeles că, de fapt, în spatele acelor bani s-au fost niște oameni care și-au luat salariu și fetelor, au fost sume foarte mari. Nu există site, nu există presă fără contract. Să vină cineva să-mi spună mie aici și dacă ai un contract de 200 de lei și vine maimuța în satul nou, te duci și pozezi maimuța. Asta cum puteți să trăiți? Cum puteți să trăiți? Asta spuneam, oamenii vor presă de calitate, presă bună, dar trebuie să se gândească și că trebuie și finanțare. Păi da, Mariana, dar și informațiile trebuie să fie bune. Întrebarea este că vorbeai puțin mai devreme și spuneai nu sunt locuri de muncă să ajutăm noi. Păi noi? Noi să facem, nu, noi facem de vocea lor auzită noi, păi nu, și problemele lor. Noi suntem portavocea lor, asta spuneam. Da, da, apropo de Giurgiu pe surse, iată, este un concept diferit de cel de știri, un concept pe care, care reprezintă vocea aceea din spate, da, care nu poate să vorbească. Dar dacă vrei să, doar vrei să spui lucrurile pe nume, dar dacă vrei ca lucrul ăla să fie și rezolvat, atunci trebuie să-ți dea numele, într-un final, măcar ție, și să-l înveți ce să facă pe omul ăla. Dar Camie, eu sunt de acord cu tine. Care se iau de gât cu noi, dar de ce nu facem și drege și la 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 și îl... Cum putem noi să ajutăm pe oamenii ăștia? Că nu vorbim de un om. Sunt femei care merg, pentru că este ziua femei, care merg pe stradă cu capul plecat pentru că n-au pâine pentru copii. Păi nu noi trebuie să-i vedem. Noi îi știm, pentru că trăim printre ei. Noi nu mergem în stațiuni de lux, noi nu avem concedii unde a fost plecat domnul Barbu cu domnul Bădălău, da? Noi trăim printre oamenii ăștia, stau pe tineretului și am pe scară văduve, am femei bătrâne, am oameni care nu au nicio sursă de venit, eu îi știu, dar ei trebuie să fie văzuți de ăia care umblă în campania electorală odată la 4 ani și le bat în ușă și le spune eu sunt schimbarea. Care schimbare, mă, că de 30 de ani ne mințiți toți? Care da, dar în spatele ușii nu găsești tot timpul o Cristina Rotaru ca să ia de nu, Camica, nu găsești. Dar spune-o că și tu, dacă vezi o nedreptate, te vei lua cu ei. E adevărat, eu sunt mai temperamentală. Pe Marcela o știu cum se spune. Marcela, dacă are o problemă, imediat reacționează. Și Mariana e la fel.
Chiar dacă Mariana e mai echilibrată, e mai blândă, eu sunt mai vocală, dar nu mai suport nedreptatea. Deci, crede-mă că am văzut-o pe Mariana nervoasă. Era, știu că era. Era rău. Se supără. Se supără uneori. Nu, sunt foarte mulți oameni, am râs foarte multe femei care muncesc pe 1400 de lei și vă spun caz concret. Dar e bine că unele cam au de muncă, unele nu au. În condițiile în care s-au făcut disponibilizări masive acum în pandemie. Aici trebuie găsită soluția. Sunt foarte mulți, nu vorbesc, haideți să extindem categoria, nu numai femeile, cred că sunt și bărbați în categoria asta. Trebuie găsite soluții. Sigur că sunt și bărbați care soluții economice în județul Giurgiu, soluții economice. Pentru că la Muntenia făceam împreună și cu Nicoleta Pană și cu colectivul de acolo foarte multe campanii, mai ales în preajma sărbătorilor anume, de Paște, de Crăciun și multe le conturam cu promul, cu nume, caz spus, expus, strângeam fonduri sau de la agenții economici care ofereau alimente și mergeam, le puteam, dar în fiecare campanie o gândeam foarte bine dinainte și mergeam pe ceva. Iată o idee, tot insistă Marcela Petcu și mi se pare că are o idee. Dar cred că nu, dacă ne unim și nu mai suntem așa poate imașul ca oameni, noi jurnaliștii. Haide să facem ceva. Campaniile, într-adevăr, știm foarte mult de asta. Cam îmi doresc din suflet și eu și cred că și voi să-i văd la o masă pe toți politicienii ăștia noștri. Fie că sunt pe NSZ, îi rog în toate emisiunile mele online pe care le-am făcut, i-am rugat să stea toți la o masă să vorbească, sunt oameni tineri și de deputatul Toma Petcu este tânăr și Andrei Alexandru și Marian Mina și doamna Horga. Sunt oameni tineri, oameni care au și rude, oameni care știu că li se bate în ușă zi de zi să li se găsească un loc de muncă oamenilor care nu au. Să-i vedem la o masă pe toți, să discute. Cred că îi se întâlnesc, dar nu mă întrerup. Mi-amintesc că în trecut existau asemenea întâlniri. Nu, eu cred că se întâlnesc. Acum mai greu cu pandemia, dar cred că erau cu cumă. Adică ei răspundeau la... lansa apelul unul dintre ei și spunea hai să ne întâlnim să vorbim despre dezvoltarea, despre strategia, să chiar și domnul Baru făcea astfel de campanii. Da, da, da. Însă acum nu se mai întâlnesc. Cred că unii dintre ei și-ar fi... Probabil, cum a spus și Camelia, din cauza pandemiei, dar probabil este vremea, fraților, să ne unim. Lăsați culorile politice deoparte. Pentru că pe omul, pe Nanti Maria, pe tanti Ioana, pe aia care își crește 3 copii și e văduvă, nu interesează că tu ești galbin și ăla e roșu. Aia vrea să-i pună copilului pâine pe masă, să aducă investitorii. Aici trebuie să existe consens politic, vorbim de consens politic și știi că niciodată n-a existat în județul Giurgiu, asta e problema. Dar mi-aș aș... dori să facem, acum nu știu cum stați voi cu timpul și mi-a venit chiar acum ideea și vă spun pentru că nu strică, nu facem. Pur și simplu mi-aș dori să fie așa o emisiune la care să avem și un om politic, unul măcar prin telefon sau unul lângă noi, o temă și una, două dintre diferite, ca și să stăm de vorbă la sfârșit de săptămână pe subiectele zilei și atunci să vedem, poate rezolvăm și ceva din problemele celor care ne... Întreabă pe Mariana de câte ori am fost la singure, că ea știe, împreună ne-am dus. Mă, tu ca jurnalist, tu ca om normal, te duci odată, te duci de două, te duci de trei, zi, se rupe inima, ți-ai țoalele din șifonier, eu am fost la Mironești acum vreo câteva luni, mi-am luat mărgelele, mi-am luat tot, eu o bătrânică acolo, tanti Vasilica, dar te duci, dar nu poți să-i ajuți prea mult, nu poți, ei au nevoie de un ajutor permanent. Permanent. După ce Adrian Mănăil îl apostrofează, cred că se cunosc, pe Dan Rotaru întreabă că te plângi, nu știu cine e Adrian Mănăilă. Nu cunosc, Adrian, nu știu. Adrian I. Mănăilă, o fi Ion Mănăilă. Nu, nu este colegul nostru. Gigica Pieptenaru te felicită, Cristina, și spune că așa trebuie să se exprime un jurnalist, nu alergând după șef, vreme, nici ai orașului sau ai țării, trebuie să arătăm că presa este a patra putere în stat. Doamna Gigica, eu vă mulțumesc, dar să știți că și eu am alergat după șefi. Pentru că nu ai ce să faci. Deci nu mai ești obligat. Este adevărat, uneori, spunu Claudiu și eu, știu pe Marcela, Marcela dacă are ceva de spus, nu iartă pe nimeni. Și Mariana, și tu, Cami, dar tu ești, ești mai romantic, așa ești pe partea mai visătoare. Noi am lucrat foarte mult pe partea de divertisment. Și este foarte greu să faci divertisment într-un oraș trist. Este, este. Am avut un matinal de 4 ani de zile la Muntenia TV, sâmbăta și duminica, și cu rubrici și cu o muncă din aceea de... Deci era divers până am trecut la știri, la... Și la Radio Contact am făcut tot animație locală. Cam ai spus un oraș trist. Întrebarea este de ce este orașul nostru care trist? Am pornit la Kiss FM cu știrile și
Europa și ce mai urmat, iată, în proiectul ăsta. Pentru că, apropo ce spui tu, impactul ăsta pe social, aici trebuie lucrat, pentru că, cum zici tu, politicienii vin, se duc, dar cazurile astea sociale rămân în sufletul Marcelei, în sufletul tău care ți-ai făcut și o asociație în sensul acesta? Nu aș fi, fiindcă tinerii noștri puțin se mai întorc în jurul celor. Cei mai mulți pleacă la București, urmează facultate și după aceea ori rămân în București sau se duc în țară sau în afara țării. Deci foarte puțin. Eu nu pot să-mi convinc copilul meu ca după ce este clasa 12-a să fac o facultate, să revin la Giurgiu, să revin la Giurgiu, să ce? Eu am rămas la Giurgiu fiindcă a fost un fel de patriotism local, am iubit orașul, am iubit, însă nu pot să-i spun copilul meu, vin la Giurgiu, că o să-ți fie bine, fiindcă eu nu știu dacă lui va fi bine la Giurgiu. Pentru că este un oraș lipsit de perspective, de oportunități, cum de altfel, bine, nu vreau să generalizez, dar cred că este întreg județul Giurgiu, un județ defavorizat. Să gândim din perspectiva asta și nu neapărat noi, de-abia politicieni. Văd, și da, nu vreau să cad în patima asta politică, pentru că nu ăsta este obiectul nostru, dar vreau să salut ideea că se reînființează acele școli profesionale, pentru că degeaba... De, uite, o idee foarte bună, bravo celor care au avut această inițiativă. Ne plângem de locuri de muncă dacă nu... Să ne amintim că s-a mai vorbit despre acest proiect când domnul primar Nicolae Barbu a fost la primul mandat și nu s-a mai dus la bun sfârșit. Sperăm că de această dată, indiferent cine a avut această inițiativă, să-i felicităm, pentru că avem nevoie de școli profesionale. Avem o lipsă teribilă de meseriași. Vin oameni din Telorman și muncesc în zona liberă la diferite firme, pentru că noi nu avem meseriași. Nu avem sudor, nu avem instalator, nu avem electricieni. Oare de ce nu-i avem? Pentru că s-au dus generațiile mai mari, gata. Sunt de salutat, dar să vedem cine se va... Să vedem dacă să o să vedem. Acolo trebuie să lucrăm și noi și să ajutăm cu ce putem ca jurnaliști, pentru că astea țin de noi, campaniile astea, și asta putem să facem și sunt pentru lucruri bune. Aici chiar nu avem de ce să ne contrazicem, că atât timp cât promovă lucruri frumoase, chiar nu e, puteți să vă la un... Este un lucru foarte bun. Dar în rest, îmi place foarte mult dezbaterea asta pe idei de ce ar trebui să facem și campanii și cum e și cât ne e de greu, încât parcă aș vrea să reluăm cumva, dar aplicat pe subiectele, că așa am putea să lucrăm din amintiri foarte mult. Dar așa să lucrăm... Știți avem? Da, știu. Căpii, cum vrei tu să faci o emisiune cu un subiect ca padă, cu trei femei, patru, toate jurnaliste? Nu, 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 în primul rând cu autorități locale, cu disponibilitatea voastră, cu ideile pe care, iată, câte idei. Am spus stop, că tocmai ce ne livrea să marce la o știre, dacă am putea să o facem așa din mers, o croșetăm. Dar sunt aspecte, adică să lucrăm punctual, dar aș vrea să vorbim și din perspectivă, pentru că suntem și un pic vizionari grație acestei meserii care cere și foarte multă imaginație și mă gândeam cum vă vedeți peste 5 ani, cum vedeți jurnalismul giurgiuvean peste 10 ani, peste 5 ani, peste 5 ani am zis, iată, colegul meu de la regie, Ionel Taifas, are dronă și astăzi a survolat cartierul Tineretului. Este un... nu intri în capitolul presă, iată, această dronă și survolare și cameră de la vedetă. Eu știu, voi cum percepeți viitor? Marcela, te rog și pe mine. Iată, eu aș vrea să spun, nu. Pe Cristina Buzunește. Nu, eu îți răspund clar. Oamenii nu prea vor să mai citească presa online. Uitați-vă că l-avem pe Laurențiu Metaxa, da? Toată lumea citește ce scrie Laurențiu. Uitați-vă că avem câțiva oameni care scriu și sunt tot timpul acolo și sunt pătimați, sunt cârcotași, bravo lor că sunt. Pentru că cineva trebuie să spună și lucrurile rele. Sau pe avem nevoie de cârcotași. Da? Exact. Cârcotași. Oamenii nu mai iau încredere în presă, fetelor. Ion Cristoiu spunea așa, în momentul în care ai un singur prieten din politică, nu mai ești obiectiv. Ești subiectiv, spunea într-un editorial. Iar noi, săracii de noi, exact ce vorbeam la începutul emisiunii, Marcela e favorizată. De la Radio România Actualități. Domnul Cristoiu trebuie să ne spună de ce are prietenii. Și cred că este foarte bine la Radio România Actualități, dar sunt convinsă că nici acolo nu intră totul pe post. Pentru că nu ai cum. Nu ai cum. Din potrivă, intră totul pe post. Eu spun că nu. Ba da, eu te sun mâine și îți dau un caz să vedem dacă îl dai. Știi, am avut așa o revelație. I-am întrebat la un moment dat și chiar nu voiau voci de la autorități, voiau voci de la oameni. Și asta o să... Da, e radio public, Marcela, e radio al nostru, acolo trebuie să intre tot. Asta este da, deci nu voiau voci de la autorități, voiau voci de la oameni. Deci da. Vocile oamenilor vor fi mult mai auzite peste 4 ani, da? Mult mai mult decât presa.
Eu așa văd lucrurile. Da, Cristina, are dreptate, într-adevăr, presa va avea doar o parte, va fi doar acela de a fi intermediarul, ci oamenii, dacă nu vom încerca să relatăm cât mai multe situații reale, cât mai multe cazuri și să ne implicăm și în campanii, chiar și în proiecte de... putem să propunem, să adunăm de la ei ce își doresc ei să... și noi putem să le propunem oamenilor, factorilor decizionali, cum ar putea să le să dăm soluții și să urmărim până la final acea caz, nu doar să relatăm și să-l lăsăm ca și... Da, e important să relatezi corect un subiect care îmi interesează. Și cred că, într-adevăr, este nevoie și de presă. Va fi nevoie și... Întotdeauna este nevoie și de presă. Și cred că cel mai mult în mediul online nu putem să ne mai întoarcem înapoi la presa scrisă. N-ai cum. E foarte greu. Și cred că și imaginile sunt cele importante, iar presa online va fi undeva și scris text, dar și video, eu așa văd. Numai... Da, chiar am văzut și noi când există vox-uri și când sunt oameni pe un subiect, cuvinte, crește numărul de urmăritori așa brusc. Este. Da, oamenii mai degrabă tind să se creadă pe ei și povestea este cea care face... într-un final acea știre care dă conținut și care dă vericitate. Chiar și pe social nu mai merge să faci un comunicat de presă, ai un eveniment să faci un comunicat de presă. E, nu, că asta e boala. Aia cu copy-paste la comunicatul de presă, mie mi se pare... Să prezinți oameni, că prezinți punctul de vedere. Ți-ai pierdut timpul degeaba. Fetelor, de multe ori informațiile nu țin de noi. A fost cazul cu poliția, s-a spart sediul poliției, a fost o nebunie și în presa locală și în presa națională. Nici măcar n-a verificat nimeni că nu era sediul poliției, fostul. Fostul sediul al poliției. E corect, dar astăzi se mai știe ceva? Astăzi? Ați mai primit vreo informație despre acel caz? Nu. Și atunci este vina noastră că ei nu își fac datoria corespunzător? V-am dat un exemplu acum, care nu contează, da? Dar presa națională a fost foarte interesată. Mă, și până la urmă să spar sediul unei fostul sediu al poliției, nu prea este un lucru extraordinar. Hai să jucăm un joc. Hai să dăm, vă propun, să dăm fiecare cât un cuvânt, cum ar trebui să fie presa locală. Zic eu prima, curajoasă. Echidistantă, independentă. Puternică. Imparțială. Cea mai exigentă mi se pare a fi Mariana, din nou. Dar ca să nu devenim redundante, ce v-ați dori de la cititorii voștri, acum pe finalul emisiunii? De la cititorii noștri să ne citească în continuare, ca și poate mai mult decât până acum, și să aibă încredere în noi, că îi informăm corect, că intrăm în acele medii unde ei nu pot accede, dar luăm acele informații și acele informații le distribuim încât și ei să aibă acces la aceste informații. Până la urmă, cititorii vor să aibă o presă independentă, de calitate, din punctul ăsta de vedere trebuie să aibă încredere în anumiți ziariști că le reprezintă interesele. Noi suntem portavocea lor până la urmă și subiectele pe care ei ni le furnizează în timp poate devin un subiect de presă și poate că problema aceea pe care ei o au și ne o furnizează nou, ajunge acolo unde trebuie, la autorități și poate găsește și rezolvare. Deci să aibă încredere în noi ziariștii până la urmă. Eu le spun așa, să fie curajoși, să se folosească foarte mult de telefoane atunci când se simt nedreptățiți, să se folosească de tot ceea ce le stă la îndemână pentru a avea dovadă că au fost nedreptățiți și să aibă curaj să transmită celor despre care ei cred că vor găsi adevărul. Să zicem că de această dată suntem noi, dar dacă nu pot eu, Cristina Rotaru, să rezolv o problemă și credeți-mă că am rezolvat foarte multe probleme, Mariana știe, m-am dus cu oameni. Cuvinte, credeți-mă că sunt Cristina Rotaru. Nu, pe departe. Păi Cristina Rotaru e un om. Dar vreau să spun altceva. Nu de multe ori, în anumite situații, când ai luat omul la care are o problemă de mână și bați cu el în ușa unei instituții, spun eu că imediat se rezolvă problema. Așa au fost cazuri din astea. Da, știi, Cristina, până la urmă, mă pun în pielea acelui om cât de nedreptățit este. Dacă nu apelează la presă, dacă nu apelează, ce se întâmplă cu un astfel de om? Pentru că asta e România, pentru că și tu, ca om, tu, Camelia, tu, Mariana, tu, Cristina, dacă mergi la o instituție să-ți rezolvi o problemă care este legală, că e dreptul tău, dacă nu zâmbești și să-și amintească că tu ești Cristina sau Camelia, să te rezolve mai repede, te lovești de o atitudine
atitudine foarte urâtă a funcționarilor publici în cele mai multe cazuri. Și se întâmplă apropo în spital. Apropo de asta, să nu uită ideea pe care tu ai lansat-o. Am fost acum câțiva ani, am avut o problemă de sănătate în spitalul județean, am așteptat 3 ore la urgențe, ca am vrut să fiu un cetățean simplu și să stau acolo la rând, ca și ceilalți. Din păcate, nu am fost băgată în seamă. A trebuit să dau un telefon la domnul Raed Arafat să rezolv această problemă, să-i spun că aștept de 3 ore. Același lucru s-a întâmplat și cu un coleg de-al meu care a avut un accident de circulație și trebuia să facă un remene. A trebuit de asemenea să sun la domnul Raed Arafat. Deci dacă nu-ți folosești cât de cât, eu știu, influența, nu știu, deci mă gândesc la oamenii simpli, ce trebuie să îndure. Oamenilor trebuie să le vorbești frumos întotdeauna, pentru că tu ești acolo în slujba cetățeanului, indiferent ce meserie ai, că vinzi pâine, că vinzi pantofi, că vinzi flori. Dar nu conștientizează. Vorbiți-le oamenilor frumos în toate instituțiile. Oamenii când merg, a dat Marcela un exemplu din sistemul medical, când vin acolo, oamenii nu vin să te vadă pe tine ce unghii puse ai sau ce gene false ai. Oamenii vin pentru că sunt disperați, pentru că sunt bolnavi. Noi, dacă vorbim frumos și cred că ăsta este un start spre o nouă schimbare, cred că ne va fi mult mai bine. Cum să spun, să ne respectăm unii pe alții. Era de curând un articol făcut și un apel al primarului Adrian Anghelescu în care spunea să nu se mai arunce gunoiul din casă în coșurile stradale. Nu este normal. Eu am o vecină care lucrează la mătură și plânge și spune că tot timpul coșurile stradale sunt pline cu gunoiul. Și în același timp în care sunt atâtea inclusiv pe Facebook, în care oamenii se plâng. Ia uitați ce fac semenii noștri. Du-te și du-ți gunoiul. Un minut, că există containere, le avem așezate cum trebuie, așa cum cer cei de la mediu. Du-te și du-ți gunoiul din casă, nu-l mai pune în coșul stradal. Pentru că după aia cui se reproșeze. Cristina, dar noi vorbim și de atitudinea funcționarilor publici, știi, până la urmă. Știi cum îl tratează pe un om simplu. Tu știi despre foarte asta bine. Vorbesc. Despre asta vorbim, da. Nu neapărat a oamenilor simpli, că, na, până la urmă pot fi... Mariana, ce să descifrezi în spatele zâmbetului tău? Am spus că doresc ca citorii să aibă încredere în noi în continuare și să ne facă cunoscute toate derapajele sau și, nu numai derapajele, ci și faptele bune sau subiectele care merită, fiindcă avem și copii deștepți, avem și copii talentați, sunt și oameni care descoperă la o anumită vârstă o pasiune sau scrie o carte. Deci despre asta noi trebuie să relatăm, nu doar despre cele rele. Într-adevăr, e o problemă și s-a încercat, cred că fiecare primar a avut această problemă cu aruncatul deșeurilor în coșurile stradale, coșuri stradale care de altfel ar trebui să fie folosite pentru o hârtiuță, pentru un PET, pentru o doză de aluminiu. Însă, cu toate acestea, sunt mulți ciuciuveni care pun acolo sacul de gunoi sau dacă n-are loc să-l bage în acel coșuleț, îl pune lângă coșul de gunoi sau lângă o scară de mentalitate. Sau... Însă, da, nu mai vorbim de cei care varsă gunele pe stradă. Campanie, însă, cu toate acestea, încă sunt ciuciuveni care nu respectă. Cred că ar trebui ca și noi giurgiuvenii să fim un pic mai, să dăm dovadă de spirit civic, să-i facem fotografie vecinului sau, mă rog, celui care lasă noi acolo și să-l punem pe Facebook așa, da? Exact ce spuneam eu. Oamenii să se folosească de telefoane, să se folosească de tot ce le stă la îndemână pentru a face public persoana, pentru a face publică persoana care nu este educată. Cristina, este de protecția datelor personale și e mai greu, poți lua un proces. Pe stradă, domeniul public, până la urmă. Este, da, dar... Două întrebări mai am, sau două aspecte, așa să mai ating până la finalul emisiunii, pentru că ne-am luat cu vorba, n-ave cum, jurnaliștii sunt vorbăreți, sunt mai ales femeile, dar apropo, mai ales femeile, există sau a existat, sau puteți să ne dați exemplu de o situație în care s-a simțit diferența între un jurnalist femeie și un jurnalist bărbat? De unde începem? Hai să începem acum de acolo. Eu nu pot să... Nu mi-aduc aminte să fie existat... Adică, cred că... E la fel, din punctul tău de vedere. E la fel, din punctul meu de vedere. Poate că uneori eu, ca femeie, obțin informații mai ușor. Majoritatea colaboratorilor au fost bărbați și întotdeauna cred că au fost mai sensibilizate o femeie. Acum nu știu dacă și colegele mele sunt în asemenea. Nu, cred că femei în anumite medii sociale, noi suntem un pic mai sensibile decât bărbații și sunt, ne impresionează fiecare caz în parte. Da, diferențe, ai simțit o diferență? Diferențe în ce sens? Adică dacă ai obținut mai ușor, mai greu anumită informație sau acces? Nu, probabil dacă ești un jurnalist credibil, așa cum spuneam, și eu știu, un cunoscut, obții foarte repede acea informație. Nu contează că ești bărbat sau femeie. Cristina?
Păi eu știu că dacă vreau o informație, indiferent de ce aud din partea celui care trebuie să mi-o dea, eu tot obțin informația. Că de asta m-am dus acolo. Să obțin o informație. Dacă nu deja apare pe ușa, nu spune. Sunt sigură că asta o face orice jurnalist. Spuneam dacă te-ai simțit, dacă ai simțit cumva diferență între tu ca femeie față de un coleg jurnalist. Niciodată în echipa mea cu Claudiu. Tratament altfel, tratat altfel, mai privilegiat sau mai puțin privilegiat? Nu, nu am simțit. Și la final am păstrat, așa, dacă aveți o amintire haioasă de împărtășit. Din munca pe teren, din munca în redacție, din munca în fața camerelor, microfoanelor, calculatoarelor. Da, haioasă, da, sunt acele momente când se termină bateriile, când nu mai ai, bine, când la începuturi, când nu mai aveai pix, când nu mai aveai hârtie. Poate sunt momente haioase, te mai duci, mai cer o coală acolo, la, eu știu, la o instituție, o coală cuiva. Sunt momente din acestea care fac deliciul presei până la urmă. Da. Am rămas fără reportofon. Nu știu. Am uitat reportofonul la o conferință de presă și cum am întors fenul la mine. Sunt foarte multe peripeții în munca de jurnalist. Eu mi-amintesc că prezentam știrile la Diva TV, pe vremea aia, așa îi spunea Diva TV. Încă Lucian Ilescu era primar și în momentul, știți că da. Lucian Ilescu ținea o conferință o oră și jumătate. Și am prezentat știrea normal, un minut și jumătate maxim, dar aia avea un sfert de oră. Și m-am plictisit și am luat un nas de clown și l-am pus pe nas. Colegii mei din redacție m-au dat în direct peste Lucian Ilescu. Și a sunat Lucian Ilescu și mi-a spus să vii imediat la mine nesimțit-o, pentru că eu nu sunt clonul tău. Și m-am dus și a spus că nu e vina mea, e vina colegului meu Claudiu Cimpăiu, pentru că în timp ce Lucian Ilescu vorbea, eu mă scărâmbăiam. Nu mai definiția, eu mă scărâmbăiam. Și m-a chemat, oricum, indiferent de situație, mie mi-a plăcut Lucian Ilescu. Și da, acolo am ținut cu el. Dar acum să-i dea Dumnezeu sănătate. S-a dus, da. Este bătrân, este pensionar. Este primarul care a vrut să cumpere Google. Da, da, da. Care i-a chemat pe Muscară, Ionel Muscară. Amuzantă, de-abia apăruse motorul de căutare și începuse să facă cercetări în sensul acesta. Chiar de curând mi s-a întâmplat și mie ceva amuzant. Am mers la Consiliul Județean, la conferința de presă care a avut loc zilele trecute și m-am dus, era colega mea Nicoleta Pană trecută acolo și dâns domnul de la recepție era foarte încântat când m-a văzut. Oh, bună, bine ați venit, doamna Nicoleta Pană! Și deci eu mă urmărea, dar nu putea să mă deosebesc. Și eu nu mai puteam, zic, domne, ce bine că îmi pare că m-ați recunoscut și nu m-ați confundat cu domnul ăsta urât în spate, bărbos. Era vorba de Jim Diaconescu, care, bineînțeles că de-abia aștepta să aibă o prelungire de amuzament. Îi salutăm pe toți, colegii noștri și bărbați și femei. Asta nu înseamnă că sunt mai puțin importanți, avem nevoie de bărbați în viața noastră. Ce facem fără? Adică, parcă Mariana nu spune niciun amuzament, dar ar putea să spună din timpul emisiunii Dezbatem împreună, când l-am avut invitat pe Ionel Dinu, îți amintești? Și când a fost foarte, foarte nervos, Ionel Dinu fiind un interlocutor așa tot timpul pus pe harță, eu nu-l lăsam deloc și Mariana a gestionat foarte greu emisiunea, foarte greu. Îți amintești, Mari? Și multe altele. Multe, multe. Sunt peripeții, multe. Se întâmplă. Sunt multe amintiri. Bine, sau de cele care sunt de aspectul tehnic, pe care le depășești și nu le știe nimeni. Gen, îți cade un panou în spate sau la vale, sau am plecat cu microfonul, de exemplu, de la Muntenia, după material, cu la valiera, vorbeam la telefon și toată redacția, vorbeam cu prietena mea și povesteam de o pereche de pantofi și de o situație ciudată și de o vânzătoare care nu știu ce noi, mi-am spusese mie și toți colegii au ascultat în redacție ce vorbeam eu cu prietena mea la telefon. Am ajuns de unde este sediul Muntenia până la Troița aceea și eu nu mă saturasem de vorbile la telefon, m-am dus, m-am întors și ăștia vorbeau înapoi despre conversația mea. Auzi, bă, ai fost mă la magazinul de pantofi, nu știam ce se petrece în jurul meu. Da. Apropo de momentele astea, ce frumoase sunt, mi-am amintesc așa și chiar mi-e dur de momentele acelea când presa locală era așa unită, când se mai întâlneau așa la o cafea, la o discuție, la nu știu. Parcă acum, exact ce spuneam, unii au devenit așa, pătimași. Ne-am întâlnit înainte de pandemie la Cristina și am fost... Eu vă aștept da. Păi da, da, aștept să ne întâlnim. Asta e, iată. Noi mulțumim frumos de invitație pentru că avem nevoie să ne vedem, să ne întâlnim, să vedem. Așteptăm să se deschidă porțile localurilor și să ne vedem cu drag, să vedem, poate stabilim și noi ceva. Între timp, iată, am depășit mai bine de o oră
de care am tot vorbit despre femeile jurnalist, despre provocările acestei meserii, relaționarea cu mediul politic, cu mediul social, cu ce putem să facem, campanii, ce ne stă în mâna și în puterea noastră. Iată, o simt pe Cristina foarte emoționată, pe Mariana nostalgică și pe Marcela nerăbdătoare să plece la cel mic de acasă. Așa mi se pare mie, așa vă citesc eu momentul și știindu-vă și cunoscându-vă. Dar fiecare dintre voi știți ce este în sufletele voastre și fiecare acolo aveți o părticică care probabil că nu se poate spune, pentru că sunt și culise, într-adevăr, dar asta nu înseamnă că nu avem toți lucrurile astea și asta nu înseamnă că nu putem să ne facem în continuare meseria. Fiecare cât de bine și de mult am învățat din experiență să facem acest lucru. Salut și eu pe Anda Buzică și pe Nicoleta Pană, colegele noastre din redacție și le spun la mulți ani și pe cele din celelalte redacții care sunt și din... La mulți ani tuturor colegilor noastre, să fie sănătoase. Să număr de teamă că cine știe pe cine... Omit, da. Dar las așa și cu atât mai mult cu cât las și ușa frumos închisă în clanță, nici ca să poată fi accesată și să aibă loc aici orice alt jurnalist dacă vrea să vină să vorbească un subiect, poate fiecare vine cu vreo idee. Între timp, s-a făcut și 25, Mariana Mitroi de la Informația, Cristina Rotaru de la Știri pe Surse, Marcela Petcu de la RRA, Radio România Actualități, corespondent și Realitatea de Giurgiu și de încă alte trei orașe, județe, au fost alături de noi, ne-au împărtășit atât de multe lucruri de tot felul și atât de multe emoții. Camelia Sacheti sunt. Vă mulțumesc că ați rămas cu noi și că ne-ați urat atât de frumos, că ați empatizat cu noi această perioadă de timp. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți și pe noi, pe Giurgiu Tribune, dar și pe redacțiile pe care tocmai le-am amintit. O seară bună în continuare și numai bine! Cap, noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... 3 morți și 2 răniți astăzi după ce în explozia de aer au pierit peste 20 de... Dublu viol, mamă și fiică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribune îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine.